Este și mesajul Evangheliei de astăzi, de la Luca, ce ne invită prin rugăciune să putem rămâne statornici în credința noastră. Este și modelul pe care ne-a oferit un mare om al timpului nostru, un contemporan cu noi, putem spune cu mândrie, și unul dintre personalitățile mileniului trecut și a începutului noului mileniu, Papa Ioan Paul al II-lea, spunem astăzi Sfântul Ioan Paul al II-lea, după momentele beatificării la 1 mai 2011, respectiv al canonizării din 27 aprilie 2014, iată, au trecut mai bine de 3 ani de la acel moment, dar parcă memoria Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea este încă vie în inimile noastre, mai ales a celor care am avut harul să-L cunoaștem poate puțin mai bine. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Dumnezeu nu ne lasă singuri în aceste alegeri, în acest discernământ de care depinde mântuirea noastră, ci El ne trimite mereu harul Său însoțitor. Noi însă trebuie să fim deschiși în a-L primi. Și aici este rolul rugăciunii, aici este rolul Sfintelor Sacramente, care sunt jaloanele de sfințire pe drumul vieții noastre în întunericul lumii acesteia. Rugăciunea și Sfintele Sacramente, între care Sfânta Euharistie, au fost de fapt și fundamentul vieții spirituale a Sfântului pe care astăzi cu bucurie îl pomenim, Papa Ioan Paul al II-lea. Permiteți-mi să ofer doar câteva citate, pentru că știu timpul este limitat și necruțător. Referitor la rugăciune, Sfântul Ioan Paul al II-lea spunea: de-a lungul întregii mele vieți am fost pe deplin pătruns de importanța primordială pe care o are rugăciunea. Și în mod esențial rugăciunea contemplativă pentru întreaga activitate ce decurge din vocația mea. Și așa a fost în toate etapele vieții mele. Sunt multe întâmplări din viața Sfântului Ioan Paul al II-lea
în care, pătruns de rugăciune sau în capela din Palatul Episcopal de la Cracovia, sau chiar și când se afla în călătoriile apostolice, zăbovea de multe ori, poate peste măsură, spre disperarea celor care îl așteptau. Povestește purtătorul de cuvânt Navarro Valls, care a fost și aici la București, în România, în 99, că trebuiau să plănuiască împreună o vizită cu niște detalii importante. Și secretarul, actualul cardinal Givici, l-a invitat să aștepte și pentru că era și el un om de rugăciune, a spus, voi merge în capelă. A mers în capelă și acolo era întins pe jos Ioan Paul al II-lea. Era poziția lui preferată de rugăciune. A așteptat, zice el, 40 de minute, după care, deodată, dintr-o mișcare, Sfântul Ioan Paul al II-lea s-a ridicat și a zis, întorcându-se către el, scuză-mă, am uitat că timpul curge în continuare. Pentru el, timpul se oprise. Într-adevăr, pentru cei care l-au văzut rugându-se, au înțeles că în timpul rugăciunii era în afara timpului. Ceea ce a confirmat foarte frumos afirmația cardinalului Givici în momentul canonizării. Lumea spune că de astăzi Ioan Paul al II-lea a devenit sfânt. Nu este așa. El a fost sfânt în tot timpul vieții sale. Un alt citat frumos despre Euharistie, ca inima vieții mele. Citez, în decursul acestor ani mi-am început mereu ziua prin celebrarea Sfintei Euharistii, centrul și inima vieții preoțești, redescoperind de fiecare dată o imensă mulțumire care este legătura misterioasă și esențială ce ne leagă de Hristos Mântuitorul. La școala lui Iisus, preot și jertfă, am înțeles mereu mai mult că preotul nu trăiește pentru el însuși, ci pentru biserică și pentru sfințirea poporului lui Dumnezeu. De asemenea, Sfânta Liturghie este actul ce constituie sinteza rugăciunii, inima întâlnirii cu Dumnezeu în Hristos. Sunt cuvinte simple, dar spuse cu atâta profunzime, încât merg direct la suflet. Știm cu toții că era un om contemplativ în acțiune și activ în contemplație. Contemplativ în acțiune pentru că pe oriunde a mers și a mers în multe colțuri ale lumii, vom vedea imediat, era mereu în rugăciune și cu rugăciune. Activ în contemplație pentru că în rugăciunea lui explică cum parcurgea întreaga lume. De aceea rugăciunile lui durau atât de mult, o spune, pentru că Papa trebuie să se roage pentru toți și pentru fiecare. A dorit să cunoască mulți și multe în această lume.
pentru a avea motiv de rugăciune. Mai concret, se spune că în vizitele sale pastorale a vizitat toate diecezele Italiei, mai precis 259 de orașe, iar călătoriile sale apostolice, misionare, evangelizatoare, reprezintă de trei ori distanța de la Pământ la Lună. De 29 de ori circumferința Pământului, totalizând 1.247.000 de kilometri, parcurgând 131 de țări în cele 104 călătorii apostolice, vizitând peste 620 de orașe. 11% din pontificatul său a fost petrecut în vizite pastorale, dorind să-și cunoască turma, mai precis 2 ani și 3 luni de vizite pastorale. A fost într-adevăr un om al lui Dumnezeu care a știut să rămână între oameni om, deși a devenit papă, așa cum frumos era acea afirmație din filmul despre viața sa. Cu toate acestea, era un bun sportiv, era un om foarte deschis față de copii, de tineri, și cu o sensibilitate deosebită față de mame și de femei în general, în sensul cel mai bun al cuvântului. Cu toate că misiunea îl făcea să înfrunte multe greutăți, și o știm cu toțul, toate momentele dificile ale Europei, căderea zidului Berlinului, începutul primelor conflicte armate în Orientul Mijlociu și altele asemenea lor, nu i-a lipsit niciodată umorismul. De aceea, permiteți-mi să vă redau și câteva asemenea scene care denotă și încrederea în Dumnezeu, dar și puterea de a răspunde unor situații interesante. A fost criticat adeseori de costul vizitelor sale pastorale și spunea de multe ori, mi se spune că cheltuielile pe care eu le fac depășesc pe cele ale reginei Angliei. Eu le răspund cu atât mai bine, pentru că mesajul pe care îl aduc are și o valoare transcendentală. Iar un episcop care cu mult umorism îi spunea, răspunzând la întrebarea pe care papa i-o pusese, care este problema cea mai mare pe care o aveți în dieceza preasfinției voastre, episcopul a răspuns, avem o foarte mare problemă pe care nu știm cum să o rezolvăm. Și papa a întrebat, care? Și episcopul a răspuns surzând, este convertirea episcopului nostru. Papa a surâs și el și a răspuns, interesant, această problemă o avem și noi în dieceza de Roma. Știți că papa este episcopul Romei. Și o ultimă replică din 1998, aflându-se în vizită în Cuba, de multe ori permitea jurnaliștilor în avion să pună întrebări și răspundea acestor întrebări. Jurnaliștii l-au întrebat, ce mai face sanctitatea voastră? Cum merge cu sănătatea? Și el a răspuns,
Atunci când vreau să știu cum merge sănătatea mea, citesc ziarele. Vedeți cum Sfântul Părinte, în mijlocul dificultăților, a rămas totuși un om cu un spirit treaz, un bogat umorism, gata oricând de sacrificiu, de jertfă, de rugăciune. Pentru biserica noastră, în mod particular, trebuie știut că după anii 90, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a fost cel care a dat toate numirile noilor episcopi, noua serie de episcopi, inclusiv noul nunțiu apostolic la București. El a fost cel care a pus bereta celui de-al doilea cardinal al bisericii noastre, Alexandru Todea. El a fost cel care, înfruntând multele dificultăți, pentru a nu intra în detalii, a acceptat să vină în vizită numai la București în 1999 și să scoată din pieptul românilor acel strigăt și ideal care trebuie să rămână și al nostru, unitate, unitate. De asemenea, Papa Ioan Paul al II-lea ne-a invitat pe noi, episcopii greco-catolici, în anul 2000 să celebrăm pe altarul confesiunii din Basilica San Pietro, unde de obicei numai Sfântul Părinte celebrează, în prezența Sfinției sale, Sfânta Liturghie în limba română. Este pentru întâia oară când Sfânta Liturghie în limba română se celebrează la cea mai înaltă treaptă a altarului Basilicii Pontificale San Pietro. De asemenea, tot în anul 2000, pentru întâia oară un pontif roman adresează o scrisoare apostolică bisericii noastre la tricentenarul Unirii. Sunt doar câteva puncte de reper pentru care noi, românii în general, și biserica noastră greco-catolică în special, îi rămânem datori în rugăciune. Și de aceea vă invit în continuare să ne încredințăm cu bucurie rugăciunilor sale și mijlocirii sale la Dumnezeu, fiind sigur că, așa cum a fost pe pământ, aproape de biserica sa, a rămas în continuare, aproape ca mijlocitor, aici pe pământ, alături de noi. Sfânt Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi. Amin. Iubiți credincioși, și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această jertfă liturgică pe care împreună am adus-o astăzi, în ziua Duminicii, Dumnezeului nostru, Cel care este întotdeauna alături de noi, aducându-ne aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: când Domnul e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? De aceea, ca și creștini botezați, să nu ne temem de forța răului, să ne amintim că El, Dumnezeu fiind, a învins și învinge în continuare tot răul. Dar răul din noi trebuie să avem curajul să-l învingem noi înșine. Prin discernământul nostru, prin alegerile noastre, să nu lăsăm răul să pătrundă în noi, ci să rămânem întotdeauna departe de orice rău, pentru ca astfel să putem străluci la ceasul rânduit cu strălucirea pe care El ne-a dorit-o prin botez. Amin. O să vă invităm în continuare să venerați relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea, spunându-vă că această relicvă pentru noi a fost un har nesperat. Într-o vizită la Cracovia, împreună cu câțiva vicari și consilieri, am fost primiți de cardinalul Givici și după ce am stat de vorbă o perioadă de timp, ne-a condus în capela unde se ruga Sfântul Ioan Paul al II-lea, unde își compunea mesajele pastorale, scria întotdeauna în capelă, lângă Sfântul Altar, și ne-a oferit o frumoasă stolă, un patrafir.
care avea brodat pe el chipul Sfântului Ioan Paul al II-lea. Și atunci mi-am permis să întreb și să cer, eminența voastră, oare nu ar fi posibil să putem duce cu noi la Cluj și o relicvă a Sfântului Ioan Paul al II-lea? A stat puțin, apoi s-a înseninat și ne-a spus, voi chema imediat pe secretarul meu și voi spune să vă aducă aici relicva. Aceasta este relicva pe care am primit-o la Cracovia, în capela în care se ruga Sfântul Ioan Paul al II-lea. Ne rugăm Sfântul Ioan Paul al II-lea să rămână alături de poporul nostru, alături de biserica noastră și alături de noi, cei care l-am cunoscut și am primit atâtea haruri de la el. Sfântul Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi. Amin. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.